sursă din anchetă, domnule avocat Ionașcu, spun că ar putea fi vorba de o tânără din București sau o tânără din Argeș, date dispărute ambele în urmă cu o lună. Este foarte interesant cum respectivul sac a fost pus lângă marginea drumului. Două lucruri îmi vin în minte acum. Există cu siguranță Waze-ul care îți arată unde sunt mașinile poliției și posibil văzând una sau două mașini ale poliției să fie oprit undeva mai departe, lasă sacul pentru a scăpa de el și pentru a nu fi prinși. În altă ordine de idei, a doua, să fi fost cineva care pune sacul intenționat acolo pentru a fi găsit în marginea drumului, pentru că fie are o boală mentală, fie vrea să arate, să dea un semn cuiva. Ceea ce este însă foarte important este rata criminalității, care la noi începe să fie din ce în ce mai mare. Când spun treaba aceasta, nu vreau să vorbesc de dragul vorbei, ci vreau să vă spun că de la ceea ce înseamnă violență în mediul școlar, violență în stradă, în societate, în trafic, până la tot felul de malformații care se întâmplă din cauza drogurilor și temirea alcoolului, altceva, și până la violențele de orice fel, atât în mediul familial, cât și în mediul social, care sunt de o atrocitate ieșită din comun. Sigur, și pe chestiunile post-pandemice, dar și pe nivelul de trai și pe o anumită instigare a populației la violență. Să știți bună oară... Cine are interesul să instige la violență? Oamenii nepricepuți în a face educație și nepotriviți cu locul respectiv. Bună oară, un personaj care este privit ca un mentor, acum se spune este un formator de opinie, pe de altă parte un politician, pe de altă parte altcineva din mediul acesta care poate face educație, în clipa în care face gâlceavă, în mod evident este o contraeducație, în așa fel încât îndeamnă copilul să se revolte împotriva profesorului, soția împotriva soțului, colegul împotriva colegei și cel din stradă să-și caute drepturile, dacă se poate, chiar cu arma. Nu multe, nu puține au fost cazurile în care am primit eu, ca avocat, semnale de la potențiali sau chiar clienți, în care s-a scos pistolul în stradă, iar poliția n-a făcut nimic. În considerentele în care aceste lucruri nu se fac programe pentru eradicarea lor, în mod evident ele se vor înmulți. Vom vedea și cine are interesul să...